S-a dat startul plăților, taxelor și impozitelor locale. Ca să nu se înregistreze aglomerație la ghișee, conducerea Serviciului Public de Finanțe Locale Ploiești a suplimentat numărul funcționarilor. Noi, practic, am deschis încă de marți porțile, dar numai pentru certificate fiscale, pentru eliberarea lor și pentru declarare de imobile și mașini. Pentru încasarea efectivă, pentru a evita orice fel de problemă, am preferat să deschidem astăzi. Avem inclus în programul de încasare 5 funcționari în plus, care nu au în mod normal astfel de atribuții, dar pentru a preîntâmpina aglomerațiile am făcut lucrul acesta. Am plătit aici datoriile anul ăsta. În fiecare an, în prima zi, nu știu de ce, de unde am obișnuit, că în fiecare zi plătesc. Scap de grijă. O diferență de anul trecut, da. Pe anul acesta? Pe anul acesta încă nu. Mai aștept să-mi mărească pensia. Știți că s-au redus taxele și impozitele? Cu 10%. Da, știu. Noul an vine și cu noutăți. În cazul în care se vor plăti impozitele și taxele datorate pe tot anul 2017 cu anticipație până la 31 martie, Consiliul Local a hotărât acordarea unei bonificații de 10% ca și în ceilalți ani. De asemenea, vreau să reamintesc ploieștenilor că impozitele de anul acesta sunt cu 10% mai mici față de cele de anul trecut la persoane fizice și juridice, clădiri și terenuri. Reducerea taxelor și impozitelor pe clădiri și terenuri a fost stabilită prin hotărâre de Consiliu Local la finele anului trecut. În urma hotărârii de Consiliu Local, atât impozitele pe clădiri cât și pe terenuri, și pentru persoane fizice și pentru persoane juridice, s-au diminuat cu 10% din cuantum. Această reducere înseamnă, de exemplu, că pentru un apartament cu două camere se plătește un impozit mai mic, cu 90 lei, la care se adaugă și bonificația de 10%. La Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești sunt înregistrate 140.000 de roluri fiscale.